Deci o lecție de fotbal care ne-a arătat la Zimbruc și am jucat până în minutul 25 faza defensivă destul de bineșor, deci practic Zimbru nu a avut ocazie de a marca, dar greșelile astea copilărești care le facem în faza de apărare, la fazele fixe, mă doboară complet în situație, practic spunem așa comic, în fiecare meci două, trei goluri le primim din faze fixe. Dar asta e situația, deci problema cea mai mare care ar fi, deci anume trecerea asta de la fotbalul de copii și juniori la fotbalul de maturi, asta e problema cea mai mare. Deci avem și probleme cu profesionalismul băieților, nu toți până la urmă înțeleg care ce înseamnă îndeoște a juca în divizia națională la moment. Deci noi la moment avem un nivel destul de înalt în divizia națională. Noi astăzi vedeți 6-7 echipe practic sunt de același nivel care. Deci noi la moment ținem cont că jucăm cu băieții tineri, toți deci fotbaliști de la școala de fotbal din orașul Bădeș, deci normal că au neajunsuri. Și unica trebuie de răbdat, avem următoarele două etape, două meciuri cruciale cu, deci, spunem așa, cu adversarii direcți, am în vedere cu deci Academia la Chișinău și Speranța la Bălți, unde probabil se va decide situația cu echipa a doua care va retrograda. Deci sperăm să depunem efort, să facem tot posibilul, să evităm deci, această retrogradare și să păstrăm echipa în divizia națională și deci la anul și în următorul campionat, mai bine zis, să tragem concluzii și să adunăm o echipă care va fi competitivă.